Doamne ajută, dragii mei, Miss Violeta sunt, de la grupa de vârstă 5-6 ani, a școlii duminicale de la Catedrala Sfinții Constantin și Elena din Chicago. Mi-e tare dor de copilașii noștri de la clasă și sper ca video-ul ăsta cu lecția noastră, pe care ar fi trebuit să o facem mâine la clasă, să le fie de folos. Așa cum facem și la clasă, o să începem prin a spune împreună Tatăl nostru, întâi în română și pe urmă în engleză. Punem mânuțele pentru rugăciune, suntem serioși cu ochișorii la icoană și spunem Tatăl nostru. Spuneți și voi cu mine. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Și acum și în engleză. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, now and forever. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Astăzi când înregistrez lecția pentru clasă, este sâmbătă. Sâmbăta de dinaintea floriilor. Astăzi biserica sărbătorește minunea pe care a făcut-o Mântuitorul Iisus Hristos când l-a înviat pe Lazar a patra zi după ce Lazar a murit. O să vă arăt aici icoana în care este arătat momentul în care Lazar iese din mormânt, iar Mântuitorul îl cheamă să se întoarcă la noi din morți. Și o să vă arăt și icoana floriilor care se sărbătoresc mâine. Deci mâine vom sărbători intrarea Mântuitorului în Ierusalim, la o săptămână înainte de învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă eram la clasă, întâi am fi vorbit despre învierea lui Lazar și aș vrea să vă arăt niște activități pe care le-aș fi făcut cu copilașii la clasă. În funcție de timpul pe care l-am fi avut, am fi încercat să vorbim despre cele două mari sărbători, cea de astăzi și cea de mâine. O să vă arăt o pagină de Seesaw pe care am creat-o pentru copilașii noștri de la clasă. Și sunt mai multe activități legate de învierea lui Lazar. Am o idee de proiect. Noi câteodată la clasă facem și niște proiecte în care îl putem face pe Lazar dintr-o linguriță de unică folosință de plastic. Este și un podcast destul de scurt pentru copilașii poate un pic mai măricei și care au răbdare să asculte fără să vadă și un video sau o fotografie. Pe urmă avem o activitate despre icoana învierii lui Lazar și cine sunt personajele din icoană. Dar haideți întâi să vedem un video din filmul Iisus din Nazaret. Un video foarte scurt, este postat ca un link, în care ne arată exact momentul în care un video de 5 minute. Christ, the Son of
Son of God, he who has come into the world to give us eternal life. Where have you laid him? Lord, Lord, I prayed and prayed for you to arrive. You could have kept Lazarus from dying. Take away the stone. But he's been dead 4 days, Master. His body must already be decaying. Take away the stone. Now those who stand by me may believe that I am the resurrection and the life. And those who believe in me shall never die. I went down into the countries underneath the earth, to the peoples of the past. But you lifted my life from the pit. Lord, my God. Lazarus! Come forth! He that believes in me, while he were dead, yet shall he live. Copilașii care pot intra pe SISO pot completa o activitate. Povestește ce s-a întâmplat în sâmbăta lui Lazar. Ei se pot înregistra și răspunde verbal la această întrebare. Și pe urmă la clasă am fi vorbit despre icoana învierii lui Lazar, cine sunt personajele și ce se întâmplă în icoană, și apoi copilașii ar fi încercat să răspundă și ei, să descrie și ei icoana, și activitatea de pe SISO exact asta face.
Intrarea Domnului în Ierusalim, care se sărbătorește mâine, tot așa copilașii au un link al unui scurt video, tot din filmul Iisus din Nazaret. Ei când intră pe Sisua pot citi instrucțiunile sau pot apăsa butonul play și instrucțiunile le sunt citite. Haideți să vedem dacă putem urmări un pic și filmulețul cu intrarea Domnului în Ierusalim sau floriile. This Jesus of Nazareth. He's a prophet, a great prophet. A prophet on a donkey? Blessed to the healer of the sick! Filmulețul este un pic mai lung și se prelungește până la discuția pe care Domnul nostru Iisus Hristos o are cu unul dintre soldații împăratului roman. Și apoi copilașii pot răspunde la unele întrebări legate de videoul respectiv. La clasă am fi putut colora chiar o icoană a floriilor sau intrării Domnului în Ierusalim, folosind modelul icoanei pe care noi o avem printată. După care copilașii ar fi avut o mică temă, un worksheet, pe care ar fi putut o face ori la clasă, așteptând părinții pentru dismissal, ori mulți copilași o iau acasă și o aduc duminica viitoare. Aș vrea să le urez tuturor celor care își sărbătoresc mâine, ziua de nume, la mulți ani. Dumnezeu să vină să vă binecuvânteze, să aveți o zi liniștită în familie. Sper să ne revedem curând. Doamne ajută! Haideți să spunem împreună rugăciunea la ieșirea din clasă. Toți cu inima curată, ție, Doamne, îți mulțumim, Tu cu harul Tău preasfinte ne ajuți oameni buni să fim. De greșeli să ne ferim, fiii tăi iubiți să fim. Amin.